Moțiunea depusă de liberale atrage atenția încă din titlu că fermierii români se zbat între secera lui Daniel Constantin și ciocanul lui Victor Ponta. Cei de la PNL au făcut un calcul pornind de la cazul unui producător de lapte, ale cărui cheltuieli birocratice sunt mai mari decât câștigul înregistrat. Dacă luăm toate costurile pe care le face un producător și le adunăm, ajungem la 1480 de lei și luăm cazul unui cetățean, hai să zicem bătrâne, unui cetățean care obține zilnic de la vacă 14 litri de lapte. 6 litri îl ține pentru gospodărie, 8 litri îl vinde. Prețul pe care îl primește la centrul de colectare, după cum știți, este de 0,5 lei pe litru. Deci încasează 4 lei pe zi. Dacă socotim veniturile acestui crescător de animale, ea obține 1220 de lei. Și eu întreb pe domnul ministru, dacă un om în urma unei vaci câștigă 1220 de lei și plătește statului 1480 de lei, mai este el interesat să țină vaca aia? În contrapartidă, spune reprezentantul PNL, supermarketurile beneficiază de o serie de bonusuri și de taxe pe care le pot percepe și care le umflă considerabil profiturile. Din calcule rezultă că profitul supermarketului este de 0,48 de lei. Și cu asta ne îmbată domnul Constantin, ne spune nici nu-i mare profitul. Dar nu e adevărat, pentru că acolo supermarketurile au o grămadă de taxe și de bonusuri. Și vi le zicem câteva dintre ele, care au o pondere de 35%. Deci bonus anual plătibil lunar 14,55%. Bonus financiar din cifra de afaceri realizabilă care se plătește lunar 7,5%. Bonus master din cifra de afaceri realizată tot lunar 3,23%. Deci asta înseamnă că profitul total al supermarketului nu e de 0,48, cum ne anunță ei, ci de 1,2. Dacă prețul de plecare e un leu și supermarketul pune 1,2 lei la un produs, vi se pare echitabil pentru producător? Liberalul a mai declarat că nimeni nu își face iluzii că se poate demite ministrul agriculturii cu acest demers și spune că acesta are ca scop punerea pe agenda discuțiilor publice a situației micilor agricultori români.